Noul cod rutier a fost publicat în monitorul oficial. Sancțiunile mult mai aspre pentru șoferi vor fi aplicate începând din 26 februarie. Potrivit noilor prevederi, șoferii care vor circula nejustificat pe banda de urgență a autostrăzilor vor primi amenzi de până la 2.900 de lei și vor rămâne fără permis pentru o perioadă de 90 de zile. Totodată, conducătorii auto care circulă pe contrasens, întorc sau merg cu spatele pe autostrăzi vor rămâne pietoni timp de 120 de zile. De asemenea, tot 120 de zile vor avea permisul de conducere suspendat și cei care trec calea ferată fără să se asigure sau cei care depășesc viteza legală cu mai mult de 70 de km la oră. Depășirea neregulamentară va fi și a mai aspru pedepsită de codul rutier, amenzi de până la 1160 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile față de 30 cum era prevăzut până acum. Potrivit noului cod rutier, neacordarea de prioritate va fi sancționată cu amendă ce poate ajunge și la 2900 de lei, precum și cu reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. În plus, sancțiuni vor primi de aici înainte și șoferii care nu-și curăță parbrizul, luneta sau geamurile laterale pentru a avea o vizibilitate optimă.